Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Alexandru Slusar, fost vicepreședinte al Parlamentului. Domnule Slusar, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Slusar, eu am așa un obicei, ci când încep emisiunea, fie amuzant, fie mai zic un banc, fie vorbesc de fotbal, de azi noi avem o știri care sună în felul următor. La nicio lună de la aprobarea tarifelor majorate, curentul electric se scumpește din nou. Urmând ca în continuare să-i coste pe consumatorii finali din centrul sudul țării 5,91 de lei, în creștere cu 1 leu și 14 bani, iar pe cei din nord 5,6 lei, cu circa 80 de bani mai mult față de tariful actual. Ei mai au sau îi război, băieți, închideți gura, răbdați, că n-avem ce face, este contextul internațional și asta e realitatea vieții. Da, nu cred că putem să începem emisiunea cu bancuri. Că deloc nu e vesel. Deci aici întrebarea trebuie să divizăm în două părți. Este partea obiectivă, care într-adevăr există, război, șantaj energetic, și este partea incompetenței. Și asta pe mine cel mai mult mă deranjează tot timpul. Eu categoric nu accept ceea ce face Rusia. Este o agresiune barbară, este un genocid. Eu am mai multe calificative. Eu detest politica Federației Rusie. Totodată pe mine mă deranjează tare când toată incompetența unii demnitari de stat încearcă să pună pe umerele războiului. Dacă ceva se întâmplă, dacă continuă scheme, dacă sunt incompetenți, război. Война все спишет. Păi asta cam și aici cu energie electrică este aceeași situație. Da, pe de o parte noi avem acest șantaj energetic. Da și noi în acest platou de câte ori am discutat despre acest șantaj și asta e noutatea. Voi n-ați știut că o să fie așa? De câte ori am vorbit, trebuie să fiți pregătiți. Pe de altă parte, iată, eu stau și analizez. 85 de megawatts pe oră suplimentar trebuia să producă termoelectrică cu acel blocul 3, sursa 1, care în două săptămâni după avarie, după așa zisă reparație, a ieșit din funcțiune. 85 de megawatts. Ce are război cu bardacul a termoelectrică? N-are nimic. Dar dacă noi o să, iată, să facem niște calculi, noi avem nevoie pe zi undeva 10.000 de megawatts. Dintre care, iată, din decembrie 5.000 în ziua de lucru și 5.800 în ziua de odihnă, o să procurăm la contracte fixe de la România cu 450 de roni. Asta e sub 100 de euro, 90 de euro. Și termoelectrică, în mod normal, dacă lucrau ambele blocuri, producea 160-170 de megawatt pe oră, asta pe zi undeva aproape 4.000. Practic, aceste două surse ar acoperi toată necesitatea noastră de energie electrică, ar fi fost un contract stabil, un tarif stabil și da, la termoelectrică prețul nu este unul mic de 220 de euro, dar dacă să analizăm aceste prețuri la bursă cu care noi acoperim deficitul și fiecare săptămână prețurile tot cresc și cresc și mai adăugăm aici energie de avarie care este și mai scumpă. Oricum, energia electrică de o termoelectrică e mai ieftină și cel mai important, nu reacționează în caz de bombardamente, noi nu depindem de linia Isaccea-Vulcănești, nu depindem de nimic, măcar Chișinău poate fi aprovizionat, nu fie haosul care noi am avut o săptămână enormă. Iată aici întrebarea mea, prima întrebare, ce are război cu această situație, cu Horus, cu licitația aceasta scandaloasă și dubioasă și cu tot ce se întâmplă la termoelectrică electrică, lucru pentru care este responsabil ministrul infrastructurii. Nimic. A doua problemă. Eu din prima zi am spus că noi avem toate pârghiile economice să impunem Transnistria să ne livreze energie electrică. De la Cuciurgan. Că sub mai multe aspecte economice Transnistria depinde de malul drept al Nistrului.
Ei sunt marionete Kremlinului, eu tot asta înțeleg, dar noi nici n-am încercat să... Nu știu ce negociază poetul Serebran acolo cu dânșii. Eu nu știu dacă cineva discută normal despre problemele energetice, dar noi avem aceste metode economice. În decembrie, în genere, putem să mai reducem volumul de gaz acolo. Că ei se fac acolo teatru, că Doamne ferește ce, dar uzina metalurgică deja 6 zile lucrează la dânșii. În cel mai rău caz, de mult ar trebui să începem a impozita importurile în Transnistria. Iată acum, tariful este, dumneavoastră ați spus, de 5,91, asta fără TVA, cu TVA 6,38 de lei, care o să vină la noi în factură. Și e nevoie de compensație, e nevoie de bani. Totodată Republica Moldova pierde 4 miliarde anual, cel puțin, de la neimpozitarea importurilor pentru Transnistria. Și nici acolo nu impozitează. Și motorină, și benzină la dânce mai ieftin, și tot e mai ieftin la dânce, dar ei încă fac teatru. Acești bani, în mod normal, ar fi putut să meargă pentru compensațiile. Uitați că cât de repede noi am dejucat câteva mecanisme economice de care dispun autoritățile noastre și care nu depind de război. Nu trebuie de dat toată vina pe război. Apucați-vă de lucru odată și nu încercați să puneți în cârca războiului toată incompetența și toate schemele voastre. Domnul Slusar, că ați pomenit despre această uzină metalurgică. Ai noștri când le-au dat undă verde să activeze, au spus că, băi băieți, da, separatiști, dar astfel avem curent, destul de ieftin. Așa că e o chestie politică. Pentru binele poporului, ce dăm separatiștilor, ce vor separatiștii, ca să activeze uzina asta metalurgică. Cu ciurganul nu ne dă lumină, dar uzina metalurgică continuă să activeze. Asta cum? Asta politica poetului. Iată, eu înțeleg că nu eu e principalul, eu e marionetă tot și nu eu determină politica în raport cu Transnistria, dar încă primăvara, când s-au pornit toate aceste târgurile, am spus și revin și nu voi obosi în a spune că noi am avut cedări disproporționale. Noi am încercat, și eu știu precis, că unele persoane sub influența, iarăși, unui curent din Germania, unele persoane de la noi au crezut că în așa mod ei cumva fac mai loiali pe aceștia din Transnistria și eu am auzit poveștile astea din primăvară că ei sărmani, ei nu sunt mulțumiți de politica Rusiei, ei nu vor război, interesele lor sunt legate de malul dreptul Nistrului, hai să loializăm, hai să dăm asta, hai să dăm asta, hai să deschidem conturi, să dăm autorizația, că ei să fie cu noi. Și oricum, când a apăsat Kremlinul butonul, în 10 secunde, toți pe care au încercat să facă loiale intereselor Chișinăului, s-au întors la 180 de grade și au început să danseze sub cântecul Kremlinului. Și iată ce înseamnă politica miopă. Eu sunt convins că dacă atunci, în martie, aprilie, când s-a început acest târg, noi am fi pus picior în prag, atunci când am ieșit din iarnă, consumul nu era așa de mare, tarifele, noi adică am avut marja aceasta de primăvară-vară când am avut rezervă pentru acest război economic. Dacă am fi pus picior în prag și spus, ei, vă dăm autorizație, și târgul ăsta nu-mi place, dar dacă voi faceți acest târg, faceți așa ca comersanți normali care apără interesele Republicii Moldova. Noi vă dăm autorizația pe jumătate de an dacă voi ne dați energie electrică garantat pe un an cu 45 dolari. Iată așa batem palma. Altfel, noi nu vă dăm autorizația. Puteți nu ne dați lumina. Și noi în 4-5 luni cumva avem să ne conectăm spre rețeaua română. Să facem variante de alternativă, nu erau tarife așa de mare, nu era mare consum, noi avem să ne pregătim pentru toamna, să nu ne merim în această situație când tot am încercat să ne târguim, să dăm câte o lună, și ei cu obrăznicia lor, cu impertinența, noi nu vrem deja autorizație, hai să ne deschideți conturile în băncile voastre, hai să mai facem ceva, adică ei au înțeles obiciunea aceasta și până la urmă noi am ajuns în toamnă
înseamnă tot cu aceleși tarife mari, tot ei ne-au dat de gol, tot îi participă în șantaj, doar că noi am nimerit în situația anume, fără că să avem marjă de manevre, fără că să avem reoațele, noroc de România, care totuși parțau repede, au început să rezolve problema, dar deficitul de avarie avem, energie de avarie, oricum cumpărăm o parte la bursă, ne-au luat pe neprinț șantajul lor și asta e iarăși. Eu nu pot să spun că aici e război de vină. Devine politică proastă, politică miopă, ceva de la guvernare. Și cel mai important, nimeni nu vrea să-și asume acest lucru. Domnul Slusar, războiul durează deja de peste 10 luni. Noi acum, din cauza că nu se înțeleg ai noștri cu separatiștii, cumpărăm de la frații, ne ajută frații de la București. Dar atunci când rușii atacă în mod barbar infrastructura Ucrainei, noi am avut deja pană de curent. S-a întâmplat de vreo două ori. Și noi am fost avertizați că ar putea să se repete. Din punct de vedere fizic, poate să ne explicați. Dacă războiul durează de 10 luni, noi își vedem că e problemă. Eu înțeleg că nu trage un cablu de la Chișinău până la București. Noi am fi putut face ceva ca astfel să nu fim afectați, să nu avem penele astea de curent în momentul în care rușii bombardează infrastructura Ucrainei. Sau n-are cum, oricum traseul ăsta. Doar dacă, ceea ce am menționat la început, doar dacă lucra ambele blocuri la termoelectrică, repet încă o dată, termoelectrica după începerea sezonului de încauzire produce, are potențial de producere până la 200 de megawatt-oră. Asta cam 30% din necesarul energiei electrice și această energie electrică nu depinde nicicum de bombardamentele și de e sursa internă și stabilă. Dacă ar fi activat ambele blocuri și nu era această avarie foarte suspectă care s-a produs la două săptămâni după finalizarea reparației, noi cel puțin n-am fi avut probleme la Chișinău. Iată, acest haos care noi avem în megapolis de 1 milion de cetățeni, fără semafoare, fără cum, Ucraina deja s-a acomodat, s-a deprins, dar la noi țara e de altă dimensiune și de alt nivel de dezvoltare. Și iată, noi am văzut câteva ore neputincioși cum au fost autoritățile, poliția și Doamne ferește să se repete așa ceva pe perioada mai de lungă durată. Unica și trebuie să facem mai repede de să fie reparat acest generator, dacă este posibil acest lucru, și aici e lipsă de transparență. Și măcar 170 de megawatt să producă termoelectrică este suficient să nu avem pană în Chișinău și în suburbiile. În rest, n-ai cum să faci, că linia Isaccea-Chișinău, Vulcănești-Chișinău trece prin Ucraina, este parte componentă a sistemului european și aici automat reacționează la orice bombardament. Dar pe interior, iată, prin majorarea volumelor din partea termoelectrică, asta tema de acasă care cam au provălit autoritățile noastre, din păcate. Noi am mai avut azi o știre, vine de la CED Nord, care a cerut ANRE-ului un tarif de aproape 4.000 de lei pentru gigacalorie, cu 800 de lei mai mult. Deci noi avem gaz de la 4 lei și un pic, aproape la 30 de lei. În același timp, eu am văzut astăzi postările mai multor demnitari care spun, noi vă dăm compensații, prieteni vor fi compensații. Când citești postările despre compensații, ai impresia că noi nu simțim noile tarife. Dar asta nu e adevărat. Nu e adevărat. Atunci, dacă e așa cum spun ei, de ce compensațiile astea nu se duc direct, la Red Nord? Dar ei se duc direct. Așa. Ei se duc direct. Și de ce eu totuși simt și eu, care cât de cât primesc binișor, și eu văd că e destul de puternic, compensațiile astea, până la urmă, e o salvare sau sunt niște fermituri? Salvare parțală. Haideți să nu exagerăm. Undeva la mijloc, e adevărul. Nu este salvarea și noi vom simți aceste tarife. Eu vă dau un exemplu. Anul trecut, în 2021, dacă vă țineți minte, de la 4, tariful la gaz a crescut până la 11.
Și atunci compensațiile s-au dat la toți. Și tariful efectiv a fost undeva la 8 lei. Și oricum, cu aceste compensații, dacă vă amintiți, în decembrie, Doamne ferește, cât perițele de socializare, facturile arătate, Doamne ferește ce se întâmplă, a fost o rezonanță destul de mare. Pe urmă, deja celelalte majorări cumva au fost compensate, dar oricum. Oricum a fost un efect destul de puternic, impact negativ. Acum, da, s-a scumpit tot. Acum din 30 de lei, luăm pe cei din categoria de cea mai mare vulnerabilitate. La dâns și tarif efectiv o să fie 12 lei. De la 4 lei, iată, au crescut până la 8 și au fost, Doamne ferește, și acum de la 8 încă cu 50% crește, până la 12 lei. Efectiv care îi trebuie să achite. Asta vorbim numai de primă categorie. Da, admitem că cealaltă parte o să fie compensată, aproape 19 lei vor fi compensate. Dar 12 lei, asta majorarea cu 50%, dar inflația a crescut. Noi după Turcia avem locul 2, inflația de 34%, inflația alimentară 36%, dar pensiile nu au fost majorate. Din câte eu înțeleg, din ceea ce a vorbit ieri ministrul protecției și familiei, nu sunt bani pentru a indexa pensiile la primăvară cu nivelul de inflație. Că nivelul de inflație o să fie peste 30%, statul la ora actuală cel puțin spune că nu-și poate permite asemenea indexare. Și când pe ansamblu te uiți la situație, înțelegi că această majorare la parte necompensată cu 50% va afecta puternic chiar și pe acei care primesc cele mai mari compensații. Dar este a doua categorie care va plăti 14 lei. Este categoria a treia, eu de exemplu a treia categorie care va plăti 17 lei. Și a patra categorie care o să plătească 24 de lei. De la 8 lei la 24 de lei. Asta e de 3 ori. Și într-adevăr, clasa mijlocie o să fie afectată destul de puternic. Că la dâns și matematic n-a să intre în cea mai vulnerabilă categorie. Dar tariful care urmează să achite, și noi vorbim numai de gaz. Dar la energie electrică, iată, eu am primit factura pentru luna octombrie cu tarifele vechi. Încă cu o parte era cu 2,64, o parte era cu 3,17. Și am simțit creșterea de două ori. Și am modelat situația cu 5 lei care o să fie pentru luna noiembrie, majorare cu 60%. Și acum iată, avem și această ultima majorare care până la urmă eu nu sunt încrezut că cifrele sunt corecte și cred că Andrei ne datorează o conferință de presă pe acest subiect, dar majorarea până la 6,37, asta e... Nu știu, pentru mine e mare problemă, dar eu totuși am un pic de business, muncesc, lucrez, sunt activ. Ce să vorbim de alții? Compensațiile, fără ele, ar fi colaps total. Nu putem să spunem că sunt niște formaturi, dar aceste compensațiile parțial acoperă. Și partea care rămâne neacoperită o să fie simțită destul de tare. Și cel mai mult eu mă tem că țara o să intre în zona neplăților și o să fie un colaps social-economic, nici pentru energie electrică, nici pentru gaz, o bună parte din populație nu o să poată plăti, ne vorbind la lucruri despre care mai puțin vorbim noi, dar până la urmă este, dacă doriți, și mai importantă, agenți economici. Iată, asta era următoarea întrebare. Agenți economici. Dar cu dânce ce facem? La dânce acolo nu să fie nicio compensare. Nici la gaze, nici la energie electrică. Dar când te uiți, sursa devenit pentru o bună parte de oameni care nu lucrează în sectorul public, sunt acești agenți economici și industria care a mai rămas la noi în țară. Și atunci când Alaiba vorbește de problemă cu ștampila și cu digitalizarea, că nu știu de ce acolo în economie, că asta este prioritatea, credeți-mă, 99% din economie, din industrie, pe dânsi irită asemenea declarații. Ei acum se gândesc despre supraviețuire și cum să nu dăie falimentul și să mențină locurile de muncă. Ei au nevoie tot de sprijinul, de ceva programe, dar
cel puțin de un dialog relevant, când ei vin cu problemele reale, dar cu dânsii vorbesc despre ceva virtual, că de ce este ștampila și de ce nu trebuie de, trebuie de lichidat ștampila și trebuie de făcut de digitalizare. Alaibă, tu până când ai să faci digitalizarea, n-ai să ai cu cine. De atâta situația este complicată și de atâta asta pe mine cel mai mult mă irită. Înțelegem că sunt motive obiective, înțelegem că sunt probleme, înțelegem că situația externă influențează puternic asupra situației economice în Republica Moldova. Băi, dar abordați profesionist situația în țară, mai ales sectorul economic. Vorbiți normal cu acești oameni, găsiți de unde aveți, de unde nu aveți niște programe de sprijin. Protejați cumva producătorii autohtoni prin metode de tarifare dacă nu puteți da bani. Interveniți și faceți reguli în raporturile lor cu supermarketuri. Că de cât vorbim despre momentele. Orice metodă, mai ales cele care nu sunt, nu este necesară alocarea banilor, implicați pentru a ajuta business-ul. Dar nu spuneți cai verzi de pe pereți și despre lucrurile care nu interesează și nu vizează 99% din agenții economici din Moldova. Trebuie de înțeles că, iar când se vorbește despre investițiile străine, trebuie să fim realiști. Suntem la hotarul cu război. În perioada actuală, în anul 2022, și eu mă uit la cifrele cu investițiile, au scăzut cu 10%. Anul 2023 și mă tem și anul 2024, nu așteptați să vină aici investițiile străine. Investitorii străini se tem de război. Și atunci lucrați cu investitorii care deja sunt aici, care sunt producători autohtoni, chiar dacă au investițiile străine. Cu dânșii voi trebuie așa, în brațe să duceți pe dânșii, să vorbiți de fiecare dimineață, să începeți ziua cu dânșii, să-i sunați agenții economici și să întrebați cu ce vă putem ajuta, să corelați, să coordonați politica fiscală cu dânșii, că asta e scăparea noastră. Au țina să vină în următorii 2 ani. Trebuie de păstrat pe aiește care garantează locurile de muncă și impozitele plătite în buget. Dar eu iar aud niște fantaziile. Eu repet încă o dată, acum am înțeles sensul adevărat al proverbului ce înseamnă când schimb șeua na mâlă. Jusca. Dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, vă rog. Publicitatea domnilor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Slusar, eu întreb pe toți invitații mei care cât de cât pricep. Cu ajutorul Dumnezeu și poate guvernarea mai face câte ceva, noi o strecem anul ăsta. Dar asta nu înseamnă că anul viitor totul se va ieftini. Dumneavoastră ați vorbit foarte clar în prima parte despre agenții, despre investiții străini. Agenții economici din afara țării. Nu vine nimeni pe timp de război și la așa prețuri. Și vine toamna anului 2023 și iarăși tarife și facturi. Dar anul viitor noi ce facem? Știți, domnul Gheorghe, eu până când sunt concentrat să trecem la iarna aceasta și primăvară, cred că trecem, dar care o să fie prețul, câți agenți economici rămân, care vor fi tarife, nu intrăm noi în colaps economic cu achitarea plăților. Eu deocamdată nu sunt încrezut în acest lucru. Eu nu văd abordarea sistemică din partea guvernului. Eu nu știu care ajutor o să vină. Evident că fără parteneri externi o să fie greu. Nu știu care ajutor până la urmă o să fie pentru anul 2023 introdus în buget. Eu nu știu cum o să fie cu accesarea fondurilor. De exemplu, în agricultură, pe mine mă deranjează faptul, eu știu precis că în 2023, chiar dacă avem statut de candidat, noi n-as avem acces la fonduri europene, deoarece noi accelerat am primit acest statut, neașteptat, și da, fondurile acolo sunt planificate din timp și 2023, acele fonduri structurale care sunt foarte importante și pe care
au fost dezvoltate țările din Europa de Est, în mare parte, iată aceste fonduri, cel puțin în agricultură, eu am înțeles că vom avea acces în 2024. Dar ce facem în 2023, ce facem, cum trecem iarna, cum trecem primăvara, pe mine mă deranjează situația economică, blocul economic, eu discut cu agenții economici, cu procesarea, cu întreprinderile de prelucrare și ei sunt în mare parte în panică. Adânci e varianta să crească prețurile la producția finită. Capacitatea de cumpărare deja a ajuns la limita. Cine o să cumpere? Lumea n-are bani. Să reduci volumul de producere. Piața imediat îți fiind vădată de cota de import, care și așa face, importul face ce vrea aici în țară. Să reducă lucrătorii, asta semifaliment, să dă deodată în faliment. Deci situația este destul de complicată și haideți să trecem întâi iarna, primăvară, plus și aspectul destabilizării. Eu, pe bune, sunt deranjat, aici eu împărtășesc îngrijorarea guvernării. Într-adevăr, acum grupările fugare, grupările politico-criminale, care n-au ce pierde, urmăresc scopul destabilizării și cumva preluării puterii, văzând cât de competentă în ghilele mele este guvernul a noi, câți demnitari de stat avem care nu mă știu a mișca aerul. Ei, într-adevăr, urmăresc acest scop de stabilizare și e nevoie de concentrare maximală celor de la guvernare, unitatea pe interior, care eu nu văd din păcate. Și eu cred că e nevoie și clar lucru că nu într-o zi pot să faci acest lucru, dar eu în ultimul timp eu am înțeles că cu acest guvern noi deja în practic resursa, potențialul acestui guvern este epuizat. Noi avem nevoie de alt guvern, doar că aici este problema că alt guvern în toiul crizei, în toiul iernii, tu poți să mergi la alt guvern doar dacă în 2-3 zile repede faci această rocadă, că la noi mecanismul, eu un pic cunosc mecanismul birocratic la noi, schimbarea guvernului asta încă o lună, două, până când alte persoane vin la conducerea ministerului, cancelarea de stat, că este un mare rol la cancelarea de stat și dacă tu n-ai viziunea și repede nu faci aceste schimbări, această remaniere de guvern poate să ne coste mai scump decât păstrarea acestui guvern. Dar eu sunt convins că noi deja am ajuns la linia când trebuie de schimbat guvernul și mai mult ca atât, eu am spus și public, eu cred că țara are nevoie de un guvern pro-european, de unitate națională, în care să fie reprezentanțe mai multor forțelor naționale, pro-europene, și care cumva să ajute partidul de guvernare să mențină țara pe linia de plutire, pe linia vectorului pro-european. Eu am multe dubii că pas de unul singur poate să mențină Moldova pe linia de plutire europeană. Domnul Slusar, rocadă în 2-3 zile, ei au avut nevoie de 3 luni să găsească un ministru la mediu. Și doi, care alte forțe credeți că ar putea să alăture, să ajute țara, ținând cont de faptul că toate aceste forțe, eu mă refer la forțele pro-europene, să-i lăsăm pe cei de stângă, timp de un an jumate au fost ignorate. De acord, dar altă ieșire care? Eu nu văd altă ieșire. Eu, după ultimele evenimente, pe ceea ce eu am văzut pe interiorul PAS, eu am înțeles că lucrurile stau destul de grav. Eu, ca cetățean, persoana care s-a distanțat de politică, pe mine mai puțin mă deranjează soarta PAS-ului. Dar pentru PAS s-a votat nici nu atât pentru PAS cât pentru Maia Sandu, s-a votat ca speranța ieșirii din acest întuneric, din acest tunel, această zonă gri în care noi ne bălmăcim timp de 30 de ani, cu vectorul european, cu vectorul național. Și acum să mă bucur
nu pot să mă bucur de eșecurile, chiar dacă eu le-am prezis aceste eșecuri. Pe mine mă interesează totuși că să nu fie revanșa grupărilor politică criminale care sunt deja dirijate direct din Federația Rusă. Și sub acest aspect, unica ieșire, unica salvare. Până nu de mult, eu credeam că cu câteva remanieri este posibil de salvat situația, de schimbat pe spânul, pe blocul economic și de făcut regulă. Acum eu am înțeles că nu este posibil acest lucru. Și de atâta eu și-am făcut acest mesaj și pot să-l repet către doamna Maia Sandu, care este un arbitru juridic, instituțional, care în mare parte a asigurat câștigul forțelor europene, câștigul pasului. Și iată, în această situație, când și doamna Maia Sandu conștientizează gravitatea situației, e nevoie ca să fie un dialog la masă rotundă, să fie invitate toate forțele care au fost ignorate. Am să ceară scuze, n-a să ceară scuze, e a doua întrebare. Da? 5-6 partide pro-europene care au fost ignorate, partide pro-europene, unioniste, în fiecare partid sunt 3, 4, 5 persoane care sunt capabile să muncească, să facă abnegație, să vină cu sacrificiu. Și iată, în baza acestui dialog între doamna Sandu, inițiat de doamna Sandu, cu participarea PAS-ului și acestor partide, de încercat de format acest guvern de unitate națională, care cumva o să consolideze eforturile, o să corecteze greșelile care există, cumva să amelioreze conflictele interne care există în partidul de guvernare și să ducă mandatul până la capăt și important să rămânem pe această linie, să nu admită de destabilizări și să rămânem, să nu ratăm această ultima șansă de aderare la Uniunea Europeană. Eu sincer cred în această idee a Uniunii Europene. Chiar dacă critic multe lucruri care se întâmplă în procesul de aderare, multe cederi care deseori se face, ignorarea intereselor naționale, dar oricum asta este unica șansă. Altă întrebare că trebuie de făcut mai profesionist și mai sistemic, mai complex. Altă ieșire și altă alternativă pentru mine este dezastru. De atâta, cu toată critica mea față de această guvernare, totuși mai am ultima speranță că doamna președinte conștientizează și o înțeles deja cât de complicat o să fie mai departe să ducă pas de unul singur acest mandat, să facă acest gest și în scurt timp să avem acest guvern de unitate națională. Tare mult sper. Domnule Slusare, păi și când doamna Maia Sandu a încercat să schimbi guvernul noaptea aia, la ședința aia nocturnă cu Dorin Recean și propriul partid nu i-a dat ascultare. De ce credeți că de data asta l-ascultau? Știu despre acest lucru, cunosc chiar detaliile ce s-a întâmplat acolo. Bun, eu nu vreau să intr în problemele lor interne. Din punctul meu de vedere, nu a fost pregătită bine întrebarea și nu este Dorin Recean persoana care poate cumva să pretindă la prim-ministru de unitate națională, din punctul meu de vedere. Eu nu vreau schimbarea șilă na mâlă. Nu văd aici și dacă revine PLDM la putere, asta nu este salvarea națională. Dar cert este și eu cred că până la urmă Maia Sandu are dreptul să pună picior în prag, deoarece o bună parte din cei deputați care s-au revoltat duminică, poate și pe bune s-au revoltat, dar ei șed în Parlament datorită fenomenului Maia Sandu, cu toate relațiile mele complicate cu doamna. Și am multe lucruri de reproșat. Dar fără dânsa, din 63 de mandate, nu știu dacă erau 25. Și asta e mult. Marea majoritatea trebuie să înțeleagă că ei se află în Parlament și chiar, iată, la ședință, la întâlnire, când noi avem agricultură, când ne-am întâlnit ultima dată cu doamna Sandu, toți într-un glas au spus, noi n-am votat pentru X, Y, cutare, noi am votat pentru dumneavoastră, doamna Sandu. Și 2/3 din electoratul PAS au votat pentru dânsa.
Și eu cred că este și dreptul moral și dreptul juridic pentru doamna Sandu să extindă această bază pentru unitatea națională, să cheme celelalte partide și eu cred că nici cei de la PAS n-o să aibă încotro. Nu cred că PAS este pregătit pentru confruntare directă cu persoana care i-a asigurat confortul în acest legislativ. Mi se pare că există, sunt premizele pentru asemenea gest. Altă întrebare, dacă doamna Sandu are viziuni mai progresiste și are curaj să iasă din paradigma aceasta, din propria sevă a PAS-ului și să iasă și să înțeleagă gravitatea situației și să înțeleagă că nu este vorba de împărțirea putere cu cineva, nu este vorba de găsirea locurilor de muncă pentru cineva, dar este vorba despre soarta Republicii Moldova în contextul geopolitic, în contextul major. Și noi n-as mai avem asemenea șanse care, așa, pe neprins de veste, ne-a fost donat prin sângele ucrainenilor, prin acest război, fără care noi încă mult timp nu avem să vedem perspectiva europeană. Nu avem dreptul să ratăm. Maia Sandu a fost aleasă ca președintele țării. Nu este membru unui partid și deja nu prea are treabă și nu prea controlează acest partid. De atâta este datoria doamnei să facă acest gest. Eu cred că sunt șanse de succes. Doar că e nevoie de acționat cât mai rapid. Dar unde sunt alternativele de pe dreapta, domnule Susar? Parcă mai erau partide. Pentru că mâine să fie anticipate și, de exemplu, PAS. Să admitem așa, ipotetică, nu participă la alegeri. Da? Și doamna Maia Sandu spune, votați pe alte partide de dreapta. Unde sunt ele? Asta a fost, iarăși, nu vreau mult să vorbesc despre politică, că m-am distanțat. Și asta, orice discuție despre politică, cumva un pic încurcă pentru mine în alt domeniu în care activez. Dar trebuie să recunoaștem, cu toate greșelile care au fost comise de partidele din dreapta, meritul cel mai mare, că dreapta a fost distrusă, aparține PAS-ului. PAS-ul a făcut tot posibil pentru a atura concurenței de pe șicherul dreptei cu ideea că o să aibă să administreze țara de unul singur. U primit ceea ce a vrut, doar că din păcate vedem că și eu m-am convins în ultima perioadă în acest lucru, dacă până acum mai aveam optimismul că cu anumite remanieri se poate devasat așa cum este, PAS de unul singur nu este capabil să ducă mandat până la capăt. Părerea mea. Vorba aia, ai grijă ce-ți dorești că ar putea să îndeplinească. Exact. Și desigur că asta nu scutește partidele de dreapta de responsabilitate, cumva trebuie să fie și aceste partide mai vizibile, mai consolidate, să vină nu doar cu critici, dar și cu soluții, că această guvernare merită să fie criticată, este pentru ce, doar că nu tot timpul critica este însoțită cu soluțiile de alternativă. Și aici cumva să nu fie partidele de dreapta în unison cu cealaltă parte, că cealaltă parte clar lucru ce urmărește. Cât mai dură critică, cât mai populiste lozinci și că asta e luptă politică și pentru dânsi e important să dea jos pe ăștia ca să revină la guvernarea cei care sunt fugari. Și de atâta parte, partidele de dreapta trebuie să fie un pic mai vizibil și să vină cu mai multă expertiză și mai multe soluții de alternativă. PAS trebuie să fie mai responsabil și să înțeleagă toate problemele pe intern și să nu creadă că ei de unii singuri o să poată să ducă mai departe mandatul. Un an jumătate deja a demonstrat cu lux de amănunte ce pot și ce nu pot. Dar
presa pro-guvernamentală trebuie să fie mai obiectivă din punctul meu de vedere și să nu caucăm pe aceeași greblă cum am caucat în 2010-2011, când am vrut să evităm tancurile rusești, hai să nu criticăm pe ai noștri și până la urmă am primit și tancurile rusești, și furtul miliardului, și aeroportul și... Haideți să nu repetăm această greșeală. Eu văd această tendință la mai multe portaluri și la mai multe mass media pretinții pro-europene și consider că fac greșeală. Eu n-am înțeles. Dumneavoastră, știu că nu prea vă plăcea activitatea ministrului economiei, domnul Gaibu. Și la începutul emisiunii l-ați criticat pe domnul Alaiba, care este noul ministru al economiei. Da, exact. Am spus de și eu, Anamela. Și atunci pe cine? Nu, dar pur și simplu dacă am să-i dau, eu iată, pot să-i dau deodată câteva nume. Dacă am să-i dau numele, o spune că am ceva cu persoanele, cu... Dar iată, cred că nimeni nu poate să spună că eu sunt țin cu acest partid. Dar Igor Munteanu cu și mai rău era ministru economiei. Dar Marin Ciobanu, iată, care a făcut în viața lui ceva și are ce demonstra, vin investitori străini, au adus cu greu câte unul, au adunat pe dânsul, au zis, bă, cu ce mai rău decât Alaiba să fie ministru economiei? Și mai au încă câteva nume, dar cred că suficient. Nu credit, da, avem probleme cu cadre, nu stăm bine la acest capitol, dar totuși la nivelul la 16 ministri, este posibil de găsit cadre în câteva partide. Da, foștii mei colegi de la platforma, da, iarăși nu vreau să fac reclamă, dar au fost una din cele mai bune fracțiuni și deputați destul de pregătiți. Eu, de exemplu, iertați poate și să privește Inga Grigoriu. Cu ce Inga Grigoriu nu e bună ca ministra mediu? Cu ce nu e bună? Eu am văzut cum lucrează, cum a lucrat în comisie, câte lucruri au făcut, cât de profund au intrat în mai multe tematică, cât de bine pregătește documentele mai multe. Cu ce? Și eu pot să spun și pe alte persoane. Cu ce ești mai rău decât Alaiba? Puneți-mi, vă rog, eu am scris și repet încă o dată. Care sunt meritele lui Alaiba în acest parlament? Că au încercat întâi să facă comasarea la ANRECU, Consiliul Concurenței. Lucru absolut lipsit de logică. Jumătate de an nu a lucrat niciuna, nici altă. Și până atunci nu prea s-au izghit cu lucru. Dar atunci jumătate de an s-a pregătit de comasarea. Și de întreba pe dânsii de ce nu lucrați, noi așteptăm comasarea. Peste jumătate de an comasarea a fost anulată. Cu Consiliul Concurenței a fost găsit un om și Consiliul, cum a fost era impotent, așa și a rămas impotent, nu se face nimic și asta mare problemă în economia noastră. După asta, Alaiba a dus pe omul lui la agenția aceasta de națională de soluționare litigiilor la achizițiile publice și i-a făcut tot confortul, i-a desemnat pe toți consilierii care au vrut această persoană, poftim, lucrați. Peste două luni acei consilieri care au fost propuși de acest director și blagosloviți de Alaiba au scris cerere de demisie, au spus că noi cu AISTA nu lucrăm. A fost paralizată această agenție și până în ziua de azi nu-i director și aici patru au scris cerere de demisie, nu-i quorum. Eu nu știu cum acum sunt soluționate toate litigiile în cadrul achizițiilor publice. Și asta tot a făcut Alaiba fiind președintele Comisiei Economiei, Finanțe și Buget. Pentru care merite el a fost avansat? Vă spun eu. A închis dutifriurile. Și? Nu știu. Dutifriurile, problema dutifriurilor din 2019, încă treptat noi am mers, că vădând și se termină licența în 2023, asta el a făcut control nevăstrău. Nu era ceva de asta. Altceva, care sunt inițiative economice? A interzis loteria, jocul, loteria națională. Nu, admitem. Ok. Bun, asta dar cu cadre. Iată aspectul managerial, lucru cu oameni, reformele structurale, managementul. Eu v-am dat câteva exemple. Comasarea ANRECU, Consiliul Concurenței, jumătate de an țara au pierdut și două organe de reglementare importante au fost aruncate în haos. Pe urmă, această agenție pentru soluționarea litigiilor. Pentru aceste două lucruri eu trebuia să fie demis de șefie Comisiei Economie, Finanță și Buget, dar nu avansat în funcția de ministru economiei.
Părerea mea că este mare greșeală desemnarea dânsului în această funcție și primele lui declarații și eu știu viziunile lui. Doctrina lui extrem de liberală, care este ok în țările europene puternice, unde lucrează institutele, unde lucrează, se respectă legislația antimonopolă, unde industria națională și agricultura națională primesc suport puternic din partea statului. Acolo tu poți să mergi cu doctrina liberală cât te-ai aranjat. Dar amu în Moldova, în criza, în situația precatastrofală, prefalimentară pentru industria națională, pentru agricultură, tu să vii cu... Eu categoric pentru digitalizare. Nu văd probleme cu ștampiva sau fără ștampiva. Nu văd că aceasta este cea mai mare problemă. Și tu vii cu aceste priorități. Credeți-mă, eu urmăresc reacția agenților economici. Iritarea și guvernarea nu este luată în serios. Asta așa cum nu a fost serios Gaibu, același lucru acum se întâmplă și cu Alaiba. Toți agenți economici, cineva iată face așa când aude de Alaiba, dar cineva zâmbește sarcastic. Și toți dau de mână, au spus că n-are rost. Asta nu e bine. Asta deloc nu e bine. În perioada aceasta când baza economică, acești investitori care au mai rămas în țară, investitori autohtoni, cu care noi o să trăim următorii 2 ani, au ținat să fie. Pe dânci trebuie de sprijinit. Haideți să-l sprijinim pe regizorul nostru care vrea publicitate. Luăm câteva clipi, vă rog și revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Slusăr, eu îi întreb și pe alții invitați despre scandalul de la Franzeluță. Dar pe dumneavoastră să vă întreb un pic altfel. Dumneavoastră nu vă pare suspect că oamenii de acolo protestează? Ori, să admitem că la mine, la canal, vine un șef nou. Proprietarul spune, de azi înainte, acesta este noul director. Ok. A decis proprietarul. Ce să mă bat eu cu proprietarul canalului meu de televizie? Proprietarul Franzeluței este statul. Statul a zis, de azi înainte, acesta va fi noul șef la Franzeluță. Oamenii protestează. Protestele astea sunt din suflet sau sunt organizate... De către cine? De către domnul Matcov, de exemplu, care nu vrea să plece. Nu cred. Eu cred că protestele sunt din suflet. Eu am avut ocazia să fac schimb de opinie cu unele persoane de la Franzeluță. Juridic, dumneavoastră vorbiți corect. Și apropo, oamenii nu pun la îndoială dreptul statului să administreze această întreprindere și să schimbe director. Din câte eu înțeleg, nu au fost încercările de a nu permite să intre nou director, nu au fost ceva, niște lucruri mai grave. Dar haideți să, noi trebuie să înțelegem tot tabloul. În primul rând, statul deține 52% în sala Franzeluță. Restul sunt acționari privați, inclusiv 25% sunt și colectivul deține acțiunile. Asta e una la mână. Doi la mână. Când a fost ultima adunare, reprezentantul colectivului nu a fost admis în Consiliul de Administrare. Sub motivul că a fost ceva, s-a legat de semnăturile, că nu toate semnăturile, au găsit 3-4 semnături care chipurile false și sub acest motiv au respins candidatul colectivului. Și colectivul nu cunoaște cu ce se ocupă Consiliul și cum este gestionat întreprinderea de către Consiliul. 25% de acționari nu cunosc ce se întâmplă. Trei la mână. Acest concurs și toată această debandada cu schimbarea directorului durează mai mult decât războiul în Ucraina. S-a pornit din toamna 2021, când a venit doamna adjunct să o schimbe pe domnul Matcov, s-a izghit scandalul și doamna repede o dres busuioc, a spus că ea a venit să vadă cum să fac colace acolo, la Franzeluță. Pe urmă a fost adunare, pe urmă s-a pornit din primăvară concursul. Concursul a durat jumătate de an. Au fost încălcate toate regulile legale, adică prevăzute de regulament, din punctul meu de vedere. Iarăși, eu de la o parte doar că cunosc câte ceva din informația care parvine la mine.
Din start, iată, concursul încă era departe de finalizare, cu 2-3 luni înainte, oamenii au venit informația cine câștigă acest concurs. Și la noi zvonurile de regulă zvonurile care sunt, se adeveresc. Și iată, persoana aceasta, despre dânsa era vorba că eu câștig, că eu este favoritul Agenției Proprietății Publice. Persoana nicio zi nu a lucrat în domeniul planificației. Lucrat unde vrei. Eu poate fi directorul N4. Sau că au fost la TV8. Eu poate fi directorul la Metal Ferosa, că au lucrat tot acolo. În diferite întreprinderi, au lucrat numai nu la planificație. Și iată, după toată această Santa Barbara, după mai multe lucruri, mai multe durata acestui concurs, câștigă anume acest domn. Și până în ziua de azi, din câte eu cunosc, nu au fost publicate rezultatele concursului probă interviu. La mine, dar dacă au venit oamenii, precis că au venit această informație și la oamenii din Franziluța, precum că în ziua interviu cei de la APP, doi membri Consiliului, au fost chemați la doamna Sava și li s-a spus cine trebuie să câștige și cine trebuie să fie favorizat în cadrul interviu. Eu știu cum la noi se fac concursurile. În Parlament am văzut concursurile cu șeful CNA, cu Curtea Constituțională. Pe mine cuvântul concurs nu este magic pentru mine. Și iată, până la urmă, a câștigat tot acest domn despre care s-a vorbit că este favoritul Agenției Proprietății Publice. Și iată, cu toate aceste circumstanțele, cu lipsa reprezentantului colectivului în Consiliu, cu procedura de durată, cu primele încercări de a scoate pe acest director interimar din funcție, cu acest domn care nu are experiență. Eu mă întreb pe mine și mă întreb și pe dumneavoastră, colectivul, având toată această informație, are dreptul să se revolte, să aibă suspiciuni, că, să fie deranjat că vine persoana nepregătită, care urmărește niște scopuri mischine, care vrea să privatizeze cu prețul de rezoră o întreprindere, care niștiind domeniul nu oferă nicio garanție colectivului de 1500 de oameni că ei vor lucra. Și când analizezi toate aceste lucrurile în complex, eu nu pot să nu dau dreptatea celor de la colectiv. Ei au dreptul la această revoltă, având toate aceste suspiciunile și toată această istorie scurtă, dar destul de suspectă, legată de așa zis concurs. În mod normal, e nevoie ca Agenția Proprietății Publice să comunice cu oameni, să explice cum a fost organizat concursul, să publice această probă de interviuri, să explice de ce din 4 persoane, anume AISTA, a fost cel mai convingător, care nu a avut nicio tangență cu ramurul planificației. Altfel, nu, ce putem să ajungem la situația mai urâtă, că colectivul, din câte eu am înțeles, a permis să intre nou director, face ceva acolo, dar dacă mai departe n-a să fie comunicare, rămân aceste semne de aceste suspiciuni, putem să ajungem la greva la această întreprindere strategică care aprovizionează Chișinău și mai multe raioane cu pâine. Putem să avem mare conflict pe intern. Iarăși, noi nu cunoaștem de ce Agenția Proprietății Publice așa de tare a insistat pe acest domnul Bibișliu. Ce o să facă mai departe domnul Bișliu? Dar dacă o să pornească procesele într-adevăr de privatizări. Și uitați-vă, taman coincide, tot procesul coincide cu majorarea tarifelor la energie electrică. Și aici, iarăși, noi nu știm cum în situația de criză va acționa Franziluța. Adică ceea ce s-a întâmplat la Franziluță este un exemplu elocvent cum nu trebuie să acționeze guvernarea. Netransparent, fără comunicarea, cu metodele destul de obscure luate de la guvernările precedente, fără că să explice ceva colectivului, fără că să explice societății de ce așa procedează.
Și până la urmă, cel mai urât lucru că fac acest lucru, au făcut oamenii, unul care a venit din Statele Unite, care parcă trebuia să se înțeleagă bine ce înseamnă societatea civilă, mă refer aici la domnul Cozonac, doamna Sava, care a venit de la societatea civilă, de o organizație non-guvernamentală, care mereu au criticat celelalte guvernări pentru lipsă de transparență. Desigur că asta lasă un iz destul de amar la toate. Adică guvernările se schimbă, dar metodele rămân aceleași. Și eu revin la prima întrebare dumneavoastră de la începutul emisiunii. Ce are război aici cu bombardamentele, Putin, Zelenski, geopolitică, ce are cu concursul la Frânzeluță, ce are cu schemele la termoelectrică, cu trucarea licitațiilor, cu lipsa transparenței, cu lipsa reformelor în domeniul administrației publice locale, cu descentralizarea care așa și nu se face și multe, multe alte lucruri care pot fi implementate indiferent, avem război sau nu avem război. Pentru transparență nu e nevoie bani suplimentari din buget, e nevoie de voință politică. Ca să pomeni de scheme. Domnule Susă, recent a venit o știre la Chișinău care suna: aeroportul revine în gestiunea statului. Eu vreau să vă spun, câte partide avem, atâtea asumări de victorie au fost. Dar eu mi-amintesc că atunci când voi cei din platforma DA ați venit la guvernare, dacă nu greșesc, voi cam sunteți printre primii care ați dat semnalele de alarmă, chiar la o ședință de guvern, ministrul de interne de atunci, Năstasă, spunea că ceva se întâmplă. Vine un oarecare Rothschild și așa mai departe. Pentru cei care sunt încântați de faptul că aeroportul revine în gestiunea statului, cum a început toată operațiunea, nu de darea aeroportului, dar de preluare, care într-un final s-a încheiat? Eu trebuie să confirm acest lucru. În 2019, platforma, da, a fost mai fermă, mai hotărâtă pe linia întoarcerea aeroportului. La noi nu a existat niciun dubiu că aeroportul a fost concesionat ilegal, concursul a fost trucat și organizat de ministrul economiei, că el a stat în umbră împreună cu Iralov, care era consilierul lui, a ăștia doi au tras foarele și au dat toată pe comisie, așa zis, cu Copaci, cu Cebătar, cu toți aceștia care erau executori. Dar ei doi, cu Jardan, care era directorul aeroportului, ei au pregătit toată baza pentru acest concurs, care a fost făcut închis, ceea ce contravenea legislației, cu includerea taxei aceea de 9 euro și toată afacerea a fost blagoslovită de tovarășul Leancă. Apropo, nimeni din aceste personaje nu au statut de învinuit pe dosarul aeroportului și este lucru foarte grav. Și noi am știut foarte bine toate aceste etapele. Pentru cei de la PAS, probabil, era mai problematic, totuși o parte din ei erau în acest guvern. Când a fost concesionat aeroportul. Inclusiv Maia Sandu. Maia Sandu, la ședință, când s-a decis concesionarea aeroportului, anume la Șor, nu era prezentă. Ea era prezentă la prima ședință când, de principiu, s-a decis că e nevoie de concesionare, atunci când s-a revoltat Formozal. Dar, oricum, eu confirm că platforma, da, a fost foarte vocală și pe interior noi insistam pe acest subiect și când domnul ministru economiei de pe atunci, Brânzan, a încercat ceva mișcări și noi am auzit niște discuții că el e ceva cu Rothschild, cu ambasadorul Statelor Unite, discută variante împăcării, tranzacția de împăcare, că aeroportul se treacă la alt investitor, ceva de genul ăsta, într-adevăr platforma, da, a pus piciorul prag și o ședință guvernului Andrei Năstase a vociferat poziția platformei. Mai mult ca atât, comisia de anchetă a fost creată la mare insistență a platformei, da, ea a fost condusă și a dus lucru cu briu de Igor Munteanu, nu doar pe aeroport, dar pe mai multe concesiuni care au fost, dar pe aeroport în special, și această comisie a lucrat foarte bine și în mare parte acțiunile ulterioare privind anularea contractului și constatarea lipsei de investiții
s-a bazat pe acest raport care a fost prezentat de Igor Munteanu în plenul Parlamentului la sfârșitul 2019 și nu vreau, iarăși, nu vreau să trag la turtă cuiva, să fac mai multă politică, dar faptul că platforma era cea mai vocală în 2019 și insista tare că totul ce s-a întâmplat a fost ilegal, că trebuie de pornit dosar penal și de întors aeroportul, este lucru cert. Adică și în acest caz, actualii de la guvernare pur și simplu au tras controlnii vâstrele, cum a spus dumneavoastră mai devreme. Nu, vedeți că mulți pretind că au tras controlnii vâstrele. Chicu zice că noi am înaintat acțiunea și că Brânzan, guvernul Maia Sandu, nu a vrut să facă acest lucru acolo, nu ne atât de guvernul, cât poziția lui Brânzan era un pic șovăia el. Dar până la urmă, totuși, guvernul blocul acum a pregătit toată baza. Pe urmă a fost înaintată deja în 2020 de guvernul Chicu și eu unde pot să-i dau dreptatea actuale guvernării, că totuși foarte profesionist a fost pregătită linia de apărare în tribunalul de la Stockholm, unde pretențiile celor de la Shore și așa a zis investitorul este Goncerenca, au fost respinse că ei insistau că au efectuat investițiile, dar partea, echipa juriștilor din Republica Moldova a aprobat cu lux de amănunte că tot ce s-a întâmplat în aeroport nu are nicio treabă cu investițiile. Totul s-a făcut din banii oamenilor și din acea taxă aeroportară și ceva suplimentar investițiile în sensul internațional, după noțiunile internaționale, că investițiile tu trebuie să aduci de undeva banii, să atragi banii, fie ca împrumuturi, fie ca donațiile, fie de orice alt tip. Asta nu pot fi banii care tu încasezi de la oameni, tu trebuie să aduci suplimentar niște bani și asta se numește investiții. Iată, acest lucru nu s-a întâmplat. Și primii care au probat acest lucru a fost comisia condusă de deputatul platformei, da, Igor Munteanu, da, asta e cert. Această guvernare a finalizat și iată partea asta în tribunalul Stockholm, Ministerul Justiției a găsit echipa bună de juriști și decizia tribunalului de la Stockholm a permis deja curții de apel Chișinău să iei această decizie că nu a fost mare dorință. Credeți-mă, nu a fost mare dorință la judecătorii care și până în ziua de azi au conexiunile cu Plohotniuc, Șor și Platon, mare dorință să întoarcă raportul statului nu a fost acolo, dar nu au avut încotro, întrucât a existat această decizie a tribunalului de la Stockholm. Cu alte cuvinte, ministrul Justiției, domnul Litvinenko, trebuie să continue să muncească unde muncește, datorită ceea ce a făcut ministerul la Stockholm, în pofida scandalului Telegram, da? Nu, eu n-am spus acest lucru. Eu doar am menționat că echipa Ministerului Justiției, care a fost selectată de Ministerul Justiției, a făcut bine lucru. Ce ține de domnul Litvinenko, eu insist că ancheta urmează să investigeze nu doar cine și cum a spart toate canalele, lucru care este unul grav și este ceva ieșit din comun. Este problemă cu securitatea informațională Republicii Moldova, cibernetică, dar totodată e nevoie ca procuratura să investigeze dacă mesajele publicate nu sunt truncheate, nu sunt trucate, nu sunt false și corespund adevărului. Și în caz în care există se adeverește ceea ce s-a vorbit și nu doar la domnul Litvinenko, și la niște numere de telefoane la domnul Recean, și niște discuții domnului Alaiba legate de Comisia Națională Piață Financiară, ceea ce eu am auzit, și alte lucruri. Eu cred că vorbim, aici e vorba nu doar de remaniere, aici e vorba de niște dosare penale. Doamna Veronica Dragalin este victimă colaterală sau și ea trebuie să... Eu cred că ancheta urmează să stabilească. Mi se pare că nu toată, eu nu știu de ce întoiesc, nu toată corespondența deocamdată a fost publicată. Și cineva care trage soarele acolo așteaptă un moment potrivit. Și din păcate eu nu exclud că această operațiune
este nu neapărat de la serviciile secrete din Federația Rusă, eu nu exclud că cineva pe intern aici cumva încearcă să administreze niște procese politice. Nu știu de ce la mine așa intuiția. Eu văd că la unii e spart și publicat, dar la alții nimic nu este publicat. Și când știi raportul de forță pe interiorul pasului, cumva, mine terzaie smutne sămnenie. Dar haideți să vedem, să așteptăm. Eu sper foarte mult că ancheta totuși urmează să spună cuvântul. Și aproape de final, domnule Slusar, funcționează totuși legea asta în țara noastră sau nu cu privire la 50-50, la mărfurile străine și mărfurile... Ea este anulată de mult. Ea este anulată... Tot dumneavoastră de prin 2019 insistați pe legea asta. De ce nu merge? Dacă cum să fie legea anulată dacă este producătorul nostru? El oferă locuri de muncă, moldovenilor, nu, oamenii asta, stau asta acasă. Asta era poziția ministrului precedent Gaibo. Care, eu repet încă o dată, asta e doctrina extrem de liberală, cu ideea că economia de piață reglementează orice proces în țara Republica Moldova, ceea ce nu este adevărat și această doctrină nu poate fi aplicată pe deplin în țara noastră atâta timp cât noi nu suntem pe același picior de egalitate cu agenții economici din Europa, cu întreprinderi de acolo care au miliarde de euro subvențiile începând cu anul 1957, care au credite de un procent dobândă, unde lucrează, funcționează legislația antimonopolă și organul de reglementare a Consiliului Concurenței face treabă, nu putem noi aplica motomo doctrina liberală aici. Și de atâta e nevoie de niște măsuri protecționiste la etapa actuală, temporară, pentru producători autohtoni. Mai ales că noi cu dumneavoastră am discutat și situația cu investițiile, atragerea investițiilor străine, perspectiva și înțelegem că baza sunt acești agenții economici care sunt și vorbim nu 50% pentru toate mărfurile, dar pentru mărfurile agroalimentare. Aici este vorba și despre securitatea alimentară și despre ramurile tradiționale și în situația în care voi nu sunteți capabili și nu aveți posibilitatea să dați subvențiile atâtea cât se dă în Europa și nu puteți asigura mediul de afaceri și creditele ieftine care sunt în Europa, trebuie să aplicați alte măsuri. Și varianta aceasta, explicația aceasta că contravine principiul comerțului liber, contravine nu știu a ce, este o atmască. Deoarece acolo chiar în tratatul de la Marrakeș din 94 despre acordul liber, de liber schimb, este stipulat că cazurile excepționale, când există problema invaziei pentru anumite ramuri, invazie de import, când există probleme cu balanța comercială, dar la noi importul depășește de 2 ori jumătate exportul în țară. Orice țară are dreptul să aplice niște măsuri de limitare a importurilor. Și măsura 50% minimum pe rafturile produselor agroalimentare, anumite produse care sunt crescute la noi, nu vorbim de banane, nu vorbim de apelsine, nu vorbim de lămâi, vorbim de produsele noastre autohtone, tradiționale. Această măsură taman se încadrează în limita luptii cu invazia importurilor și cu menținerea balanței de plăți, astfel încât importurile să nu fie în cantități atât de mare și să nu fie cumva afectată balanța aceasta de raporturi de importuri-exporturi sub aspectul balanțului de plăți, valuta. Adică dacă ai voință politică, dacă ai capacitatea de a negocia cu partenerii noștri externi, într-adevăr, ai probatoriu și ai bază legală,
chiar și în cadrul tratatelor internaționale, pentru a implementa acest lucru. Și exemplu pentru mine este Polonia, care cu lux de amănunte, în procesul de aderare în Uniunea Europeană, a păstrat industria națională, agricultura națională, și procesul de aderare a fost însoțit de mai multe măsuri de sprijin, inclusiv și sprijin protecționist pentru producătorii autohtoni. Dar dacă tu nu vrei să faci nimic, dacă ți-e mai ușor așa să spui că tot e liberalizat la noi, tot e economia de piață, o să reglementeze totul, clar lucru, tu vii cu această abordare, care sună teoretic foarte frumos, dar în practică, mai ales în această situație de criză cu scumpirile resurselor energetice, o să ducă la zeci de mii de locuri pierdute, exodul din satele, că este interlegată industria de prelucrare cu producerea agricolă, și invazie importatorilor. Fiecare leu introdus și sau achitat pentru marfa importată, asta susținerea agriculturii străine. Și se face în detrimentul locurilor de muncă la noi în țară. Dacă domnul Alaiba nu înțelege acest lucru exact cum nu înțelege și domnul Gaibu, vai de capul nostru. Nu, să nu încheiem chiar așa. Haideți să încheiem altfel. La Campionatul Mondial de Fotbal vă uitați? Da, da. Și care e echipa favorită? Germania. Eu țin din copilărie cu Germania. Dar eu din copilărie cu Brazilia. Nu, eu înțeleg că mai frumos câteodată joacă și Germania își căpătează cam la acest campionat, dar eu totuși cred că iese din grup și în optim. Și acolo, dacă locul 2 o să fie, eu am văzut cam mai departe care e răscladul. Și dacă trece optim, nu nimerește cu Brazilia, dar nimerește mai degrabă cu Portugalia. Și cu Portugalia, Germania joacă bine și eu totuși sper că în semifinal o să vedem pe Germania. Mai departe nu știu. Domnul Slusare, mulțumesc tare frumos că ați fost la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Cu drag. Mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.